Poftim? Liber noi? Democrație la noi acasă? Sunteți chiar atât de naiv, stimat om al puterii? Ori poate deja aveți bătături pe limbă? Sau aveți cărări neuronale pe creier? Ce v-au robotizat să repetați una și aceeași prostie, zi de zi, de la un scrutin la altul? Sau poate vă imaginați că trăiți într-o lume paralelă, undeva prin, nu contează, taiga sau junglă, unde pretindeți că aprindeți focul cu pietre, beți apă din râu, din izvor, vă hrăniți din cules și vânat, trăind în peșteră? Dar oare credeți că este așa? Dar oare nu credeți că sistemul actual în care trăim ne pune dinaintea nașterii noastre pe un robust organ copulator, ca să nu-l numesc altfel, așa, pe care ulterior sărim pe el docil, chiar și după moartea, pe care îl sărutăm zi de zi pentru că așa ne-l băgați voi pe gât, cei ce vă aduceți aminte de noi doar în pragul alegerilor? Și poate doriți să ne exclamați, de ce nu vă opuneți? Da? Păi da, cum să nu? Încercând să ne opunem, îndată ne lichidați fie coridoarele de expunere, fie ne desenați la fund dosare, ori nimerim slucianul într-un accident. Chiar și după această expunere, de fapt, risc probabil a fi penalizat și eu. Dar să vă explic ce vreau să spun în câteva minute. De ce suntem trași din burtă încă? Vă explic. Noi, de fapt, ne reproducem și perpetuăm specia umană la comanda voastră, a puterii, din motivul sărăciei la care ne-ați adus, din motivul că probabil nu au fost bani de contracepție și femeia a rămas însărcinată într-un act care îl făceam tot plătind dijmă statului, plătind cameră, plătind lumină, plătind aerul ce-l respirăm, da? Ce urmează? Păi urmează o adevărată vatră a jocului. Din momentul în care s-a fecundat ovulul femeii, începem să punem datorii și credite pe umerii unui copil care încă nu este efectiv dezvoltat. Urmează achitarea noastră veșnică în dijma statului. Pentru că așa trebuie, așa ni se spune. Mergem la farmacie, cumpărăm un test, apoi mergem la medic și lăsăm o groază de bani pentru consultații și investigații. După care credităm frumos viitorul om, care este în dezvoltare, cu bani pe care îi vărsăm statului pentru medicamente, raționul și toate cele necesare perioadei de sarcine. Ajunși în ziua nașterii, ne punem în vene o altă dobândă, doar că înzecit crescută. Ar fi un adică. Care adică? Adică achităm jumate din secție de personal medical ca să se holbeze cum femeia noastră naște, plătind procedurile de naștere propriu-zis. Ura, copilul s-a născut, copilul a apărut pe lume. Și noi cu primul strigăt, ce oferim? Pe lângă zâmbet și emoții, oferim o notă de plată pe care deja copilul, noul om, trebuie să o achite. Pentru că o grozăvie de bani au fost aduși statului până în acest moment. Urmează, sigur, o etapă și mai interesantă. Mergem în continuare să plătim pentru zilele de internare, mergem să plătim pentru actele micuțului, păi da, cum altfel statul ar putea contabiliza măria sa, fiecare sclav, care se naște pentru a auri cumva și mai mult acea coroană a puterii. Da, și dumneavoastră, acum vreți să mai sugerați că noi suntem liberi? Că libertatea e la noi acasă, că democrația e la noi acasă, da, liberi, liberi suntem. Urmează perioade și mai grele. Nu mai suntem în anii când pe noi ne înfășau părinții, ori bunei cu pelinci, ne hrăneau cu lapte de vacă, ori capră, ne hrăneau cu terciuri din ceea ce creșteau prin grădinile lor. Acum mergem conștient la magazine și cumpărăm ceea ce ne comunică de la tribune aleșii noștri, că este reformă, că este mai bine și noi cu gândul ăsta, păi și scoatem banii, dar cum altfel? Oare cineva a calculat dintre voi cât un copil varsă în caznaua statului în primii ani de naștere?
de după naștere, în primii ani de până la școală ar fi. Pentru că cu școala ne semnăm pentru o nouă reformă ce ne-a făcut, așa zis, viața mai ușoară. Încercăm să ne dăm copiii la școală, fie în țară, fie peste hotarele țării. La banii care ni se cer, sigur că nu putem, nu avem cum, dar statul are grijă de noi. El ne oferă un credit pentru studii. Și când sărmanul tânăr termină școala, se îngrozește de suma pe care trebuie să o achite statului. Și urmează? Urmează să se înjuge la plug. Că statul doar ne-a ajutat. El ne-a ajutat. Reforme. Deja nu mai trebuie să ai bani ca să achiți. A avut grijă și de asta statul. Statul ne dă carduri de credit și poți cumpăra orice. Dar nu ne mai atrage atenția că îndatoririle în care ne băgăm sunt pentru o viață alb-negru și punctul. Plătim pentru lumină, plătim pentru apă, plătim pentru căldură, plătim pentru a merge la WC, plătim pentru aerul inspirat și sigur plătim pentru a exista în folosul statului. Ajungi la pensionare sau să mergem la pensionare, care pensii când ni se oferă tot pentru a avea capacitatea de a întoarce statului bani pentru șirul enumerat de mine mai sus? Și dacă mai rămân ceva, păi trebuie să-i strângem cu neapărare pentru necesitățile ritualului morții. Hazliu. Dar partea cea mai delicată este că nu se încheie plata noastră aici. Pentru că statul are grijă de noi. Suntem oarecum obligați să lăsăm bani rudelor ca aceștia, după moartea noastră, să se ducă la popa și să-l achite. Ca să ne dă o groapă și după care să arunce peste noi pământ. Da, din banii rămași probabil ori dați de rude, pentru că sistemul așa a fost făcut, este nevoie încă de cheltuit după moartea acelui om, pentru el. Vin 40 de zile de pomenire, vin slujbe, vin noi prilejuri, unde de voie ori de nevoie trebuie să cumpărăm, deci achităm. Dar cum altfel, da? Chiar că cum? Ce va zice vecinul? Pentru că vecinul, ca și mine, ca și tine, de fapt sunt părți din plămada pe care o dospește statul în reprezentarea celor pe care noi îi alegem, pentru ceea ce ei ne expun și după care uită. Da. Acum mai putem discuta despre libertate, că noi suntem liberi, democrați, suverani și integri? Da, mai ales că alegerile voastre nu se mai termină. Și noi plătim, de fapt, și pentru faptul că vă ascultăm, că vă privim. Și dacă rămâi apărea un de ce, păi cum altfel? Că atât televizoarele, atât ziarele, atât telefoanele, atât laptopurile și toate jucăriile astea, gadgeturile acestea, ele consumă energie. Dar energia costă. Da, și noi o plătim. Da, asta e. Toate bune.